Românii blocați în aeroporturile din străinătate după suspendarea zborurilor operate de compania Blue Air adușă acasă cu aeronaveta Rom. Ministrul transporturilor Sorin Grinda nu a anunțat că guvernul a alocat 5 milioane de lei companiei Tarom pentru ca aceasta să trimită aeronave care să-i aducă în România pe cetățenii afectați de criza Blue Air. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, începând de marți, peste 2000 de români blocați în Cehia, Cipru, Croația, Grecia, Israel, Norvegia, Portugalia, Spania și Regatul Unit au solicitat sprijin din partea autorităților pentru pentru a reveni acasă. Călătorii blocați în străinătate pot solicita sprijin la oficiul consular din statul în care se află sau se pot adresa Ministerului Afacerilor Externe. La numărul de telefon activat special pentru această situație 0040751084537 ori la adresa de e-mail callcenter.mae.ro Potrivit premierului Nicolae Ciucă, aproximativ 3000 de călători români sunt blocați în aeroporturile din străinătate. Blue era decis marți să sisteze toate zborurile programate să decoleze de pe aeroporturile din România până luni 12 septembrie, după ce Administrația pentru Fondul de Mediu a dispus blocarea conturilor companiei.